Dacă vrei să cumperi FIFA 21 la un preț super fain, îți recomand site-ul ozone.ro, unde ai extra 5% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Ce fac, băieții, și bine ați venit la un clip cu adevărat deosebit pe canal. Astăzi am construit cea mai bună echipă alcătuită din români în FIFA 20, în Ultimate Team. Nici nu a costat mult, însă înainte să începem, băieți, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care m-ați susținut în ultimii ani. Fără voi nu aș fi reușit niciodată să ajung unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din țară. Astăzi sunt onorat să vă anunț că am fost nominalizat la Gaming Video Awards. Este primul eveniment din România care premiază cei mai buni creatori de conținut din țară. La fel ca la alegeri, și aici votul tău contează. Dacă de-a lungul timpului ți-a plăcut contentul meu, seria Draft spre Glorie, seria Road to Glory sau dacă tutorialele mele ți-au fost de ajutor, mă poți vota la linkurile din descrierea acestui clip pentru cel mai bun conținut de sports game, cel mai bun stream, cel mai bun video de gaming. Sistemul de votare este super simplu, n-ai nevoie de niciun cont, click pe link și votează. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și hai să vă arăt echipa cu care o să și jucăm în Division Rivals. Suntem pe contul de Draft spre Glorie. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, ghete de fotbal, training-uri, tricouri, mingi, etc. argol.com/rolinkul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și hai să vedem ce avem aici. Portar Ciprian Tătărușanu, fundaș stânga, Nicușor Bancu. Trebuie să clarificăm ceva. Această echipă este strict făcută pentru a fi eficient în FIFA 21. Nu discut aici de realitate, unde poate pe un anume post ar fi fost bun sau buni alți jucători. Deci, Bancu pe stânga, Bancu un jucător cu viteză bunicică, cu physical bunicel, destul de echilibrat pentru un fundaș stânga. Ștefan Radu, cred că este cel mai high rated card din joc dintre români, el împreună cu Tătărușanu, 78. Nu foarte mult pace, dar genial pe defending, 83. Chiricheș cu un silver card de 74, 59 pace, 77 defending. Acum pe dreapta, Crețu, o surpriză pentru mine, cu physical senzațional, 81, 73 pace, 66 defending. I-am pus un shadow, o să fie bomba acolo. La mijloc avem Bordeanu și Ovidiu Popescu. De ce discut despre ei în același timp? Deoarece vom juca 4-2-3-1, iar ei vor fi cei doi mijlocași central defensivi care vor închide mijlocul. I-am selectat deoarece stau foarte bine pe physical, binișor pe viteză și nu stau rău nici pe defending. Acum, Stanciu, Nicușor Stanciu, care o să fie mijlocaș central ofensiv. Bunicel peste tot. 73 pace, 72 shooting, 79 passing, 78 dribbling. Pe atac avem Mitriță, care, dacă nu mă înșel, are 5 stele la Wakefield, ceea ce este senzațional. Are 85 pace și aici 9 shooting. Nu cel mai bun la shooting, dar super pe pace. Extremă, Coman, în lower cam ce-i drept, dar nu aveam cum să nu-l bag. Are 90 pace, 73 shooting, are 4-3 și atacant central, Andrei Cristea, a primit un inform, are 3 stele la Wakefield, 2 stele la skill moves, high-low work rates și arată foarte, foarte bine la finishing și la shot power. După cum vedeți, am pus la jucătorii shadow, pentru viteză, hunter, am fost mai mult pe aceste chemistry style decât pe jucători în sine. Lăsați și un comentariu mai jos, spuneți în care e pentru voi cel mai bun 11 din FIFA 21 al românilor. Îi aranjăm în 4-2-3-1 și arată exact așa. Ovidiu Popescu, Bordeanu la mijloc, Stanciu, CAM, Coman pe dreapta, pe stânga Mitriță, Cristea, atacant central. O să încercăm un Division Rivals placement. N-am jucat Division Rivals deloc până acum pe acest cont și care rezerve l-avem pe Alibek, pe Maxim, important, cu 5 stele la skill moves, 4 stele la Wakefield. Yanis Hagi cu 5 stele la Wakefield, 4 stele la skill moves. Denis Man, Răzvan Marin, Ștefan Radu și Valentin Mihail, cardul transferat de la Parma, 92 pace, super, 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 super tare. Hai, băieți, hai să jucăm câteva meciuri în Division Rivals, să vedem cum ne descurcăm cu românașii noștri. Ok, primul adversar nu arată deloc genial echipa, doar ce a început și la Ultimate Team, îl are pe Suarez de 87,
Ok, s-ar putea să vezi tu că ne descurcăm bine, pentru că adversarii noștri o să aibă echipe asemănătoare cu a noastră. Hai, Cristea! Ia vezi, Florine, e un pic, cred că e un pic. Nu e, frate, fii atent. Bună! Stancione! Un trivă scoate portarul. Prima ocazie de gol. E primul gol, băieți! Ia să vedem cine a marcat oare primul gol? Cristea? Super! Primul gol reușit de un român de-al meu în FIFA 21. De fapt, nu e chiar primul, am mai dat vreo 4 într-un episod anterior din Draft spre Glorie cu Andrei Cristea. Marchează Cristea din nou. Cred că vor avea timp și ceilalți să marcheze până la urmă. Mitriță, trivă la lung, are 5 stele la Wii, dar ar fi trebuit să marcheze acolo. Bine, stagione. Încă unul? Da, simplu, 2 a 0, din nou Andrei Cristea. La locul potrivit, la momentul potrivit, Andrei Cristea nu iartă de acolo. Poate reușim să marcăm și cu alți jucători, hai să vedem, Mitriță. Centrare la lung? Na, n-a fost. Nechiricheș. Ovidiu Popescu, 82 la fizică, ăla mi se pare. Puh, bombă. Este de Mitriță. E bună pasta, cred că e bună. Hai, poate acum, la lung, cu stângaciu. Prea o înțeapă încă Mitriță, cum trebuie, deși are 5 stele la Wickfield. Pasa oare? Pasa e super tare. Hai, Cristea, de ce n-a dat din prima? Mamă, ce centrare! Centrare s-a dus bombă direct pe al meu. Super, Ovidiu Popescu. Cristea, cu un trivân! Trebuia la lung, nu la scurt, o viță. Niciodată la scurt de acolo. Am zis că are portar slab și că ar merita încercat. O dată, Cristea, nu trece pe lângă poartă drivenul. Un pic cam multe ratări și s-ar putea să ne coste asta în meciurile viitoare. E bună, fii atent, fii atent că e bună și mamă, Coman, cum o înțeapă, 3 la 0, ho-ho! Wow, cum se duce Coman. Ia merge centrarea oare pentru Mitriță? Bla, n-au o centrare de la Coman pentru Mitriță și Mitreță. Mitriță nu mai ratează. Oricum e meciul gata, 4-0 și trebuie să zic, golul preferat trebuie să fie ultimul. Superbă centrarea lui. Ia să vedem acum poate. Încă una. Mitriță! Cristea! Și e 5 la 0 Andrei Cristea. La momentul potrivit, la locul potrivit. Al doilea, al treilea gol al partidei pentru el. E un pivot senzațional acest card in form al lui Andrei Cristea. Să ne fuge bine. Care acolo Stancione. Body feint. Sta și el bine, ia. Bordeanu. Cristea. Nu pare de data aceasta. Cristea din nou. Poate un finesse shot. Bară, nu cred. N-am văzut până acum la FIFA 21, cel puțin în meciurile mele, o fază de genul acesta. Bară. Ia vezi, e bună de tot. Ovidiu Popescu pasă, șut din prima. Băi, ce combinații frumoase, parcă n-a intrat. Mitriță! Cât de aproape a trecut. Facem spectacol, facem rezultat, scor mare în acest prim meci, dar adversarul, trebuie să recunosc, nu are o echipă puternică. Interesant va fi în meciul 2, când probabil că ne vom lovi de un adversar cu o echipă pic mai bună. Cristea.
Cristea, încă unul, încă unul, încă unul. 6-0. O, ce frumos! Coman! Coman! Ține de minge! Superb! Farmecul de a juca cu români în Division Rivals este că te bucur la orice gol, la orice rezultat pentru româna și tăi. Nu s-a oprit, frate? Stai, mă, că golanul ăsta s-a oprit și după aia a început să atace din nou. Încă unul? Sigur că da. Păi vezi, mă, Bobiță, dacă ai vrut să-mi dai și tu gol, îți mai dau și unul. Ce pasă bună! Fii atent că încerc cu mitriță de la distanță, de aici un finesse shot! Mi-am dat destul curve. Reușim să ne impunem, băieți, în primul match din Division Rivals Placement, 8-1. E, și acum începe distracția. Echipă bună adversarului în 4-3-3 cu Insigne, Nainggolan, Kessié, Lozano, echipă bună, bună, serios. Parcă aș avea nevoie de un pic mai mult suport aici în atac. Coman, Coman, Coman! 1-0! E super bun Florinel Coman. Mai prinde pe Florinel? Nu-l mai prinde. Problema e că nu e la timp mitriță în care eu. Stanciu! Aproape să facem 2-0. Puțin spectacol acolo făcut de Stanciu cu driblingurile. Mitriță, mitriță! La scurt! 2-0! Bravo! Mitriță, finesse shot la lung, 3-0! E game over, n-are ce să mai facă adversarul. Stanciu blocat în ultima secundă, un gol în plus chiar ar fi închis cu siguranță partida, deși și așa șansele adversarului zic eu că sunt destul de mici, 3-0 în 25. Cred că nu ne vom mai crea noi ocazie chiar dacă el marchează. Bravo, Bordeanu! Nu cred că e offside, sau dacă e un pic, nu e? Nu e offside, Florinel Coman cu încă un gol. Uf, ce card are Coman, frate, în joc. Și avem parte de rage quit la 4-0. Două meciuri, două victorii cu băieții noștri. Următorul adversar, probabil are două victorii și la început, chiar dacă n-are chemesele, chemese slab de tot. Poate e un jucător foarte bun, cine știe, deși echipa n-arată deloc bine. Ia vezi, ia vezi, ia vezi! Nu, la mitriță, ba la mitriță! Ba la mitriță, stai, am crezut că-i trase în offside! 1-0, rapid de tot, super centrarea! Ia vezi, încă una? Nu rata, încă una! Stă prost pe apărare și-i drept, nu prea are echipă și Stancione face 2-0! Nu-i offside, cred. Mitriță! 3-0! Meci aici! Foarte frumos, Stanciu! Mitriță, încercăm pe scurt! Driven? Driven! 4-0! Oare sunt curios dacă reușesc să câștigăm toate cele 5 meciuri de la Division Rivals Placement. Deci asta ar fi a treia victorie. Ia vezi pe Mitriță sus de tot! Mamă, ce-a scos-o! Innocent îl cheamă pe ăsta? Innocent îl cheamă pe portar? Ok!
Penalti ăla, penalti, penalti, clar, de tot, fără discuții. E prea tare oare? Nu e prea tare, e superb executată lovitura de la 11 metri și este 5 la 0. Încă unul. Cristea! Încă unul, 6-0. M-a prins, mă, aici. M-a prins aici. Ce le face Coman pe partea stângă? Ce le face Coman? Partea stângă a lor a apărării. Ce le face? Și pasă super în fața porții pentru Nicolae Stanciu. Încă unul, sigur e, încă unul, sigur e. Mitriță, când prinde pe stâng cu Mitriță e letal. Super combinație, 9-1. Hai să treacă meciul ăsta, vreau să ajung la ultimele două meciuri, sigur o să găsim un adversar mai pe cinste, așa. Încă unul, ce greșeală face acolo, 11-1, De unde dă lobul ăsta, Mitriță? 12-1. Mai primim un penalti, mai încercăm încă un lob, ia să vedem. Încercăm încă un lob și marcăm încă o dată. 13 la 1. Fluier final, băieți. Hai să vedem, prindem acum un adversar greu. O, da, Sancho. Hernandez ăla bun, Keita bun, Lo Celso nu-i rău. Antonio, dacă nu mă înșel, Bernard. Hai să vedem. E, nu, 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 Crețu e vână, e forță acolo, 82 sau cât ar la physical. Nu, te iartă, Crețu. Ia vezi, ia vezi. Bun așa. Hai la pasă înapoi, Stancione că intrase în offside. Ia vezi așa, merge. Merge, merge, merge. A, joacă pressure ăsta. Golanu joacă pressure. Ia vezi, e bună pasa? Stanciu! Vai de mine cum a scos-o fundașul ăsta. O, atac bun, m-a desfăcut bine. Bine, Toto! Bine, Toto! Bine, bine, Toto! N-are ce să mai fac acum, 1-0 pentru adversar, asta este. Cristea, din nou un blocaj. Hai, Mitriță, tot un blocaj. Trei șuturi, unul după altul. Făcut trei schimbări, băieți. Intră Denis Man. Intră și Mihăilă. Cristea afară un pic cam lent acolo. Vedem cum ne descurcăm cu băieții care au intrat. Nu, iar singur cu portarul și îl salvează Lala. A doua oară când îl salvează Lala. Bine, Bordeanu, bravo. Hei, penalti, 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 băieți. Hai, băieții mei, hai să vedem. Cred că ratez acolo. Mamă, 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 bară. Nu e meciul meu. Nu e meciul meu ăsta. Ocazii după ocazii după ocazii. Nu-i meciul meu. Hai, Borde, salvează-o, bravo. Nici acum nu intră. Domne, cât au scos portarul acesta. Portarul, fundașul, toată lumea scoate. Ai de Radu, nu pot să cred. Ce ratare e asta? Radu, 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 cum a trecut prin tine, Antonio, fratele meu, Doamne. A, n-ai ce să faci. N-ai, nu poți să joci. Fundașii sunt, e imposibil de jucat cu fundașii ăștia. Împotriva unui atacant cu viteză, este imposibil. Of. Am luat și un roșu, s-a rezolvat treaba. Hai, Mihailă, hai, băiete, hai de tată.
Este mă, 1 înapoi, 3 la 1. Da, avem roșu la fundaș central. Doamne, frate, nu poți să te aperi cu fundașul ăștia. Deci nu poți să te aperi. Hai, Mitriță, 4-2, dar cred că e cam târziu. E târziu pentru o revenire. Opa, 4-3, poate o mică speranță. Gol, România! Mihai Burdeanu, ce revenire! Bine, mă, băieți, mă! Ce revenire! Incredibil! Incredibilă revenire! Cred că mergem în prelungiri. Sau nu e egal? Ce se întâmplă? E egal! Incredibilă revenire! Superb! Incredibil! 4 la 4! Nu ne lăsăm, asta e! Nu te lași, indiferent! Indiferent de ce se întâmplă, nu te lași! Concentrat acolo până la sfârșit! Bine, mă! Ultimul meci! E, n-are echipa așa de bună, fii atent. Cred că s-ar putea să terminăm neînfrânți. N-are echipa așa de bună. Hai, Crețu. Bine, Crețu. Bravo, băiatul. Bravo. Poate, Coman, Coman! Bine, mă, 1-0. Oare poate Ovidiu Popescu? Poate, mă! Poate, mă! 2-0! Mitriță! Mitriță! Peste poartă! Ce bine pleacă Mitriță! Hai, Alex! Of, de ce tragi așa? Stanciu, e gol, e gol ăsta. Și e meci. N-are ce să mai facă adversarul. Mai mult ca sigur. Trebuia să fiu atent, frate, la faza asta. M-am uitat și 2 secunde pe desktop și bom. Și că nu se mai poate întâmpla nimic, uite și tu. 3-2. Ha-ha! Ia vezi. Băi, am dat pe șut, mă. Am dat pe șut, jur, dar s-a selectat târziu jucătorul. Cristea! Cristea! 4-2. Dă-l, mă, gata. 5-2. Dar nu mai zic gata, nu mai zic gata, că după aia mi-a dat 2 goluri. Mai dă unul, nu? Nu știu ce așteaptă Ștefan Radu acolo. Man, la lung! S-a dus frumos, dar la fel de frumos precum s-a dus. La fel de frumos a ieșit și afară. Triță, no, telefonat șutul. Mai avem nevoie de un gol. Mai liniștim puțin, lucrurile sunt doar 2 goluri diferență. Poate acum, n-are cum să rateze. V-am zis că n-are cum. V-am zis. 6-3. Ia vezi. Ia vezi, mă! 7-3, Mihailă! Coman, marchează și el încă o dată? Marchează și el. 8-3 și ăsta e meciul. Vezi că mai dau lui Mihailă să mai dea una ea. Mai dă? Nu, a dat avion! Bravo, frumos gol, bravo! O, penalti, 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 ref! Cum să lași avantaj? Cum să lași avantaj la faza e penalti? Braziliana lui Mitriță peste Donnarumma. Foarte, foarte frumos. No, apără Donnarumma destul de ușor.
Coman, încă unul? Coman, genial finishing, frate, genial. Ne pregătim și este fluierul final. Hai să vedem ce ranking avem. În ce divizie ne bagă? Am reușit să câștigăm 4 din 5 meciuri, un egal. Dramatic, restul meciurilor dominate de Alcapo, Alfine. Hai să vedem. Ok, skill rating, 1607 divizia 3, ok, și 89.000 de coins. Super performanță, zic eu, cu o echipă de români, băieți. Cam atât pentru asta, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și de asemenea puteți să mă votați pentru Gaming Furio Awards. Linkul este în descriere. Vă pup o viță. Pa, pa!